Această emisiune vă este oferită de Spitalul Sfântul Constantin. Nu faceți excese alimentare și nu consumați grăsimi, mai ales asociate cu alcool. Dacă vreți să vă petreceți sărbătorile de Paște alături de prieteni și familie și nu pe un pat de spital, respectați aceste sfaturi. Altfel, vă puteți alege cu o criză de colecist sau chiar cu pancreatită acută. Aflăm cum se manifestă aceste afecțiuni și ce tratamente se impun în aceste cazuri. De la medicul primar, chirurg Bogdan Moldovan. Ne apropiem deci de sărbătorile pascale și noi, medicii chirurgii, spunem că este o perioadă de atac la colecist, în care cantitatea de alimente și tipul de alimente ingerate predispune la apariția problemelor de colecist și a crizelor de colecist. Multe din intervențiile chirurgicale de după perioada Paștelor fiind operații de colecist și de pancreatită, deci complicații ale litiazei biliare. Deci vezica biliară este un rezervor în care o parte din secreția biliară se acumulează în perioadele dintre mese. Deci există destul de mare confuzie de termeni în populație, deci bila este sucul produs de ficat. Ficatul produce peste un litru de bilă pe zi. Vezica biliară este un depozit, un apendice pe căile biliare și probabil că mai puțin de 10-20% din totalul cantității de bilă produsă de ficat tranzitează și prin colecist. Deci restul bilei rămâne stocată în arborele biliar. De unde și un răspuns cumva indirect la întrebarea pe care mulți pacienți ne-o pun. Ce se întâmplă după ce se îndepărtează vezica biliară? Nu se întâmplă nimic, pentru că același litru de bilă îl produce ficatul, doar că bila rămâne în interiorul ficatului și nu mai trece prin colecist. Deci, din punctul acesta de vedere, colecistul are un rol oarecum secundar. Legat de perioadele de post, se spune că, în mod paradoxal, perioadele de înfometare sau de lipsă de alimentație predispun la apariția calculilor biliari. Acest lucru a fost observat la pacienții cu obezitate morbidă, care operându-se și trecând la un regim, de la un regim foarte bogat la un regim extrem de redus și cu posturi sau să zicem un post prelungit, lipsa alimentației, mai mult de 20% dintre ei pot să dezvolte calculi la vezica biliară. Sau pacienții care cărora li se îndepărtează o parte din stomac sau tot stomacul și mănâncă mai puțin sau nu mănâncă, tot așa sunt predispuși la apariția calculilor. Deci, simplu fapt că ținem post nu ne protejează de apariția calculilor, dimpotrivă. Urmează apoi mesele abundente din perioada Paștelor și aceste mese predispun la contracții violente ale vezicii biliare, care trebuie să facă față stresului alimentar și aceste contracții practic mobilizează calculii în interiorul vezicii biliare și uneori chiar pe canalele biliare spre zona de vărsare. Pentru telespectatori, ce înseamnă o criză de vezică biliară? Pentru că mulți pacienți vin și ne spun că ei au ceva simptome, dar nu sunt sigur dacă a fost o criză de fiere sau nu. Mulți dintre ei având niște simptome nespecifice. Deci se spune că o criză de colecist sau de fiere tipică debutează de obicei spre miezul nopții, după o cină copioasă. Se manifestă prin dureri în capul pieptului, deci în zona epigastului și spre partea dreaptă, în zona ficatului. Durerile sunt extrem de violente,
trimițând de multe ori pacientul la urgență. De aceea, când pacienții mă întreabă oare eu am avut o criză tipică, le spun că dacă nu o țineți minte, înseamnă că n-ați avut-o. Deci o criză tipică de colecist înseamnă niște dureri foarte mari care nu pot fi uitate. Se însoțesc de grețuri, vărsături și de multe ori aceste crize cedează în circa 3-4 ore spontan, deci până spre dimineață, sau sub tratamentul medicamentos. Dacă aceste crize durează peste 6 ore, deja ne gândim la o complicație, deci o colecistită acută sau alte complicații pe care litiaza biliară poate să le determine și bineînțeles că e bine ca să se facă investigații suplimentare, cel puțin o ecografie și analizele de sânge. Ce se întâmplă dacă aceste crize apar destul de des? Bine, e clar că acolo e o problemă. Da, deci bineînțeles că orice simptom sau orice lucru care apare să spunem neregulă în starea noastră de sănătate, mai ales dacă acel lucru se repetă, trebuie să reprezintă un semnal de alarmă și un îndemn pentru pacient să vină la medic și să lămurim un pic despre ce este vorba. Se ajunge la intervenții chirurgicale? Sunt tehnici minim invazive care se pot practica în astfel de intervenții? Da, bineînțeles. Colecistul a fost primul organ operat laparoscopic, deci primele intervenții, de fapt prima a fost apendicectomia, dar din punct de vedere al dezvoltării laparoscopiei, ținând cont de faptul că ponderea litiazei biliare este mult mai mare decât cea a apendicitei acute, practic colecistul a fost primul organ operat pe scară largă la nivel mondial. Ca și un progres față de colecistectomia laparoscopică obișnuită, tehnicile moderne permit acum să facem această intervenție printr-un singur abord ombilical care nu lasă nicio cicatrice. Deci, această chirurgie LES, despre care am mai povestit telespectatorilor noastre, este disponibilă și, bineînțeles, că pentru această tehnică optează un număr mare de pacienți. După ce scoatem fierea, e necesar să se țină un regim specific, o perioadă, mai mult timp? Da, existau mai multe teorii, să zicem, mai de mult se insista foarte mult pe un regim strict. Am văzut și părerea școlii elvețiene de chirurgie care nu dă nimic a scris, deci niciun regim, doar niște recomandări. Logica ne spune că practic nimic nu s-a întâmplat special, ficatul produce aceeași cantitate, anatomia nu s-a schimbat. Bineînțeles că trecerea de la o stare la alta trebuie să fie progresivă și noi recomandăm pacienților ca după operație să aibă un regim de cruțare timp de 2 săptămâni în care progresiv să introducă practic orice fel de aliment, evitând grăsimi, prăjeli, amestecuri grase și așa mai departe, și să se concentreze pe tot ceea ce este la ora asta unanim recunoscut ca fiind mâncare sănătoasă și preparată sănătos. Sunt alte și alte organe afectate de așa perioada aceasta de post, de sau da, de mesele abundente de după post? Bineînțeles că tot tractul digestiv este stresat prin aceste mese, stomacul, cantitățile mari de alimente ingerate care trec prin stomac, pot să apară gastrite, poate să se exacerbeze o boală de reflux gastroesofagian, ținând cont de faptul că stomacul va fi tot timpul plin, alcoolul, băuturile carbogazoase, cantitățile mari de alimente și bineînțeles pancreasul, care după cum se vede și pe imagine, practic reprezintă o structură foarte
intim conectată la arborele biliar, canalul excretor fiind unul comun, deci este canalul biliopancreatic care se deschide la nivelul sfincterului Oddi, deci papilei vater, și de aici riscul ca în condițiile în care un calcul se blochează la nivelul papilei vater, bila să reflueze în canalul pancreatic și să apară cea mai dramatică complicație a litiazei biliare, și anume pancreatita acută. Pancreatita acută reprezintă practic activarea enzimelor în interiorul pancreasului și o autodigestie a organului. Deci pancreasul produce toate tipurile de enzime digestive care sunt capabile să digere practic orice fel de structură, orice fel de substanță organică, și fiind în acest fel un organ extrem de periculos, aceste enzime sunt sintetizate în formă inactivă. Deci, practic, în pancreas ele sunt stocate în formă de proenzime. În momentul în care ele ajung în duoden și se întâlnesc cu bila, devin enzime active. Vă dați seama ce dramatic este în momentul în care bila intră pe canale și, practic, intră e ca și când dai foc în fabrica de arme, practic apare activarea în interiorul glandei cu necroza acestui organ parțială sau uneori în totalitate. E păcat să-și strice sărbătorile cu probleme medicale, deci să încerce să consume cu moderație și să evite, să zicem, asocierea aceasta extrem de nocivă între alcool, mai ales alcoolul tare, și mâncarea grea. Consumați carnea de miel alături de legume și în cantități moderate. Este sfatul nutriționiștilor care vă recomandă să nu o combinați cu paste, pâine și nici de cum cu alcool. În multe familii, carnea de miel este nelipsită de pe masa de Paște. Deși este un sortiment de carne roșie, carnea de miel este sănătoasă datorită conținutului de seleniu, a cărui lipsă din organism dublează riscul de astm. În plus, carnea de miel este foarte fragedă, iar 100 de grame conțin peste 30 de grame de proteine, 9,4 grame de grăsime și 215 calorii. Datorită conținutului de zinc, ajută sistemul imunitar și stabilizează nivelul zahărului din sânge. O porție de 100 de grame conține aproape 40% din necesarul zilnic de zinc. În carnea de miel se găsește de asemenea o cantitate importantă de vitamine B12 și B3 și foarte puține grăsimi saturate, doar 36% din totalul grăsimilor sunt saturate, comparativ cu alte tipuri de carne. Când cumpărați carne de miel, este important să fiți atenți la aspectul acesteia. O carne proaspătă trebuie să aibă o textură fermă și curată de culoare roz, iar grăsimea trebuie să fie albă, în niciun caz galbenă. Important este de asemenea ca mielul să aibă cel puțin 9 kg. Miei mici au carnea bogată în purine, cristale de acid uric care se depun pe articulații sau rinichi. Îngreunează digestia și în timp duc la apariția unor boli grave, precum guta. Pentru a scăpa de grija purinelor din carne, este suficient să o preparați corect. Modul ideal de gătire se rezumă la fierbere și coacere la temperatură scăzută. Sunt de evitat grătarul, prăjirea și coacerea la temperaturi mari cu rumenire pronunțată. La ciorba de miel, specialiștii vă recomandă să adăugați carnea numai după ce apa a dat în clocot, iar pentru digerarea ușoară a fripturilor se recomandă un baiț din apă, oțet și condimente. Preparatele din miel stropite cu băutură pot declanșa chiar o pancreatită acută. Medicii recomandă consumul cu moderație de carne de miel pentru persoanele care au probleme cu ficatul, rinichii, pancreasul sau pentru cei care au colesterol ridicat, hipertensiune arterială sau trigliceride ridicate. Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Sfântul Constantin.